Adrian Țuțuianu a punctat recent o serie de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă pe diferite programe, inițiate în perioada 2012-2016, când a condus Consiliul Județean Dâmbovița. Pe POR, în județul Dâmbovița s-au depus până acum 138 de proiecte, de privați sau de sectorul public, valoarea totală 787 de milioane de lei. Până la momentul acesta s-au încheiat 20 de contracte de finanțare din 138, cu o valoare de 279 de milioane, 75 lei. La acest capitol, Adrian Țuțuianu a creionat și situația proiectelor depuse pe Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Liderul PSD Dâmbovița a precizat că este vorba despre 64 de proiecte inițiate de o serie de unități administrativ-teritoriale din județ, din care, la acest moment, sunt contractate 30, celelalte aflându-se în etapa de evaluare. Valoarea totală a proiectelor este de peste 23 de milioane de euro, contractele semnate până acum totalizând peste 10 milioane de euro.